Gabriela Cristi a răbufnit, după ce s-a spus că îl întreține pe Tavi Clonda. Ziceți că el este șomer și stă pe spinarea mea. Gabriela Cristia nu a mai suportat ca soțul ei să fie criticat în mediul online și a răbufnit. Prezentatoarea a fost deranjată de faptul că unii oameni spun că îl întreține pe Tavi Clonda. Gabriela Cristia, cunoscută prezentatoare de la Antena Stars, a reacționat dur după ce soțul său, Tavi Clonda, a fost criticat în mediul online. Mai mulți internauți au făcut remarci negative la adresa artistului, insinuând că acesta nu muncește și că ar fi întreținut de soția sa. Revoltată de comentariile pe care le-a citit, Gabriela a luat atitudine și a subliniat că Tavi are o carieră activă și numeroase proiecte. Chiar dacă acestea nu sunt mereu publice. Sunt destul de multe comentarii în care oameni frustrați își varsă veninul pe conturile noastre de socializare. Și voiam să vă spun, dragilor, că nu este faiersc să faceți așa. Credeți-mă că nu-mi pică deloc bine să văd oamenii că vorbesc absolut aiurea. Voi știți cât muncesc eu sau cât muncește bărbatul meu. Că tot ziceți că el este șomer și stă pe spinarea mea habar n-aveți de voi că amândoi muncim și alergăm în toate părțile de ne găsesc toate cele. Dar acum nu trebuie să vă spunem vouă care sunt contractele noastre, care sunt muncile noastre până la capăt. Mai sunt și unele confidențiale despre care nu putem să vorbim. A spus Gabriela Cristea într-un videoclip din social media, notează Canca Ro. Să știți că persoană publică nu înseamnă un perete unde voi să aruncați cu mizerie. Deși spune că acceptă partea mai puțin plăcută a celebrității, Vedeta a mărturisit că este greu să ignore jignirile constante din mediul online. Aceasta a adăugat că, de-a lungul timpului, a fost de multe ori ținta unor comentarii negative, în special legate de aspectul său fizic și de deciziile personale, dar că și-a găsit puterea să treacă peste ele. Criticată și pentru alte momente, cum ar fi vizitele gratuite la restaurante, Vedeta a subliniat că, deși știe că viața publică duce și astfel de situații. Jignirile sunt nedrepte și nejustificate. Gabriela Cristea a transmis un mesaj clar, sublinind că respectul este esențial, indiferent de statutul sau imaginea unei persoane publice. Să știți că persoană publică nu înseamnă un perete unde voi să aruncați cu mizerie. Am nevoie doar ca oamenii care mă înconjoară să fie de bun simț și civilizați, să-ți spună cineva răutăți gratuite, nu înseamnă că nu mă validează. Înseamnă doar că omul ăla este super frustrat și că-și varsă veninul absolut gratuit pe contul meu de socializare. Și mai mult decât atât, dacă suntem persoane publice, nu înseamnă că suntem perfecți, a completat Gabriela Cristia. Mai arată sursa citată.